ales Chia pentru că iubesc România, pentru că iubesc oamenii harnici care în fiecare zi lucrează pentru ei. De fiecare dată când mă duc în străinătate, am mare succes atunci când îmbrac o ie și foarte multă lume mă întreabă cum de reușesc mâinile acestea harnice să scoată atât de multă migală. Ei bine, reușesc, prin muncă. Acum când am fost la Kiev împreună cu reprezentanții României la Eurovision, am avut o zi dedicată iei și ne-am gândit cu toții să ne îmbrăcăm în ie și am fost primiți foarte bine. Și încă o poveste. Atunci când eram însărcinată cu băiatul meu David, deci acum 11 ani, am cumpărat de la Brașov, unde eram la Festivalul Internațional Cerbul de Aur, o ie. Și mi-a folosit foarte mult în timpul sarcinii și după aceea. Și acum o mai am și o port cu mare mândrie.